În viitor, oamenii vor sta acasă și vor folosi androizi, numiți surogate, pentru a-și îndeplini activitățile zilnice. Oamenii controlează aceste surogate de acasă folosind scaune speciale, care se conectează la androizi prin semnale neuropatice. Oamenii pot personaliza aspectul surogatelor, făcându-i pe toți să pară tineri și frumoși pe străzi. Acest lucru duce la o scădere a criminalității și a bolilor, iar societatea devine mai armonioasă. Cu toate acestea, un grup numit Dreads consideră că utilizarea surogatelor înseamnă să trăiești o minciună. Ei se opun utilizărilor și trăiesc în zone izolate. Liderul lor, profetul, transmite adesea mesaje prin care îndeamnă pe oameni să renunțe la scaune. Într-o seară în oraș, un bărbat bogat merge la un club, sare în mulțime și se dă la o femeie. Cei doi merg pe o alee pentru a se săruta, dar apare o figură misterioasă, îi electrocutează distrugându-le surrogatele și apoi fuge pe motocicletă. Agenții FBI, Peter și Grir, sosesc la fața locului. Un polițist informează că victima masculină nu era un surrogat înregistrat, însă femeia era, deși proprietarul ei nu a raportat acest lucru. Ambia ochi arși, iar chipul de memoria bărbatului este prăjit, dar Grir îl ia pentru analiză. Ei vizitează apoi apartamentul proprietarului surogatului feminin și îl găsesc mort, un nasul însângerat. Verificând controlorii, își dau seama că ultimul lucru pe care l-a văzut femeia au fost ochii partenerului ei, arzând înainte ca semnalul să se oprească. Grir se întoarce acasă și confirmă că și el folosește un surogat. În timp ce androidul său se parchează, adevăratul Grir se îndepărtează de scaunul de control, se uită la o fotografie a familiei sale și o verifică pe soția sa Maggie, care comunică prin intermediul surogatului. Sau. În dimineața următoare, studenții îl găsesc pe Jared mort și plin de sânge pe scaunul său, dezvolând că el controla surogatul masculin distrus. Andrew, șeful lui Grir, îi informează pe ofițer că doi oameni sunt morți, deoarece surogatele lor au fost atacate. Greer și Peters examinează filmările surogatelor și observă un bărbat cu armă, concluzionând că a fost vorba de o crimă. Ei află apoi că Jared a fost fiul lui Lionel, creatorul surogatelor și șeful Virtual Self Industries, deși Lionel a fost concediat în urmă cu aproape 10 ani și de atunci este un singuratic. Agenții îl vizitează pe Lionel, care explică prin intermediul unui surogat că este înstrăinat de Jared, dar că i-a dat un surogat pentru colegiu, cu care să se lege. Când este întrebat dacă cineva a vrut să-i facă rău lui sau lui Jared, Lionel își dă seama că ucigașul l-a vizat pe el și nu știa că Jared folosea surogatul. Surogatul lui Lionel se stinge, dezvăluindu-l pe acesta în scaunul său, în chinurile unei crize de nervi din cauza morții fiului său. Agenții vizitează VSI pentru a întreba despre moartea oamenilor atunci când surogatele lor sunt distruse. Reprezentanții neagă orice problemă, susținând că surogatele sunt echipate cu dispozitive de siguranță. Un inginer inspectează cipul prăjit și spune că acest lucru s-ar putea întâmpla doar dacă circuitele ar fi prăjite în același timp. El menționează de asemenea că un transport de surogate militare a sosit recent cu optică și cipuri de identitate lipsă. Agenții vizitează apoi o tabără militară în care soldații folosesc surogate pentru a lupta la distanță. Atunci când un surogat este distrus, omul trece la altul. Un colonel explică faptul că armele militare nu pot afecta operatorii și că unele părți sunt îndepărtate pentru analiză. La secție, Peter să identifică pe omul cu arma ca fiind Miles, care nu folosește surogate. Tehnicianul Bobby care nu folosește surogate îi informează că l-a găsit pe Miles prin acces FBI la toate surogatele din oraș. Peters rămâne cu Bobby pentru a-l monitoriza pe Miles, în timp ce Greer se alătură echipei de urmărire. Între timp, Miles se plimbă cu motocicleta prin oraș, urmărit de polițiști într-o mașină și de Greer într-un elicopter. Miles face mișcări îndrăznețe pentru a scăpa de capturare, dar în cele din urmă se prăbușește pe o alee, unde poliția îl înconjoară. El scoate un pistol și trage, eliberând electricitate care face ca ochii surogatelor să iasă afară. El trage în elicopter, forțându-l pe Greer să se deconecteze în timp ce pilotul este lovit, învârtind eli Helicopterul și prăbușindu-l. Greer se reconectează cu surogatul său, care se prăbușește și el. În ciuda brațului rupt, el îl urmărește pe Miles. În cele din urmă, îl încolțește pe Miles și cere arma. Miles îi dă dar înainte ca grill să o poate deschide, este împușcat. Miles se recuperează geanta în timp ce femeia continuă să-l împuște pe grill, numindu-l o abominație și forțându-l să se despartă de surugatul său. Acasă el sângerează și se prăbușește pe oală. Maggie îl găsește și cheamă o ambulanță. Mai târziu, Miles se trezește și îl găsește pe profet și pe oamenii se i căutând arma. Miles se recunoaște că nu știe de unde provine. A fost contactat anonim și plătit să o folosească. Știrile spun că profetul vede elicopterul pe un atac personal și declară o revoluție împotriva. Societății. La spital, Greer află de la Andrew că a fost suspendat. Furios, Greer fuge și se întâlnește cu Peters. Grir începe să sufere de amețeli, un efect secundar al utilizării pe termen lungă surogatelor. Grir decide să meargă la colonia Dread și este admis pentru că este în corpul său real. Este deranjat să-și vadă surogatul crucificat și află că Miles este mort, așa că participă la înmormântare. Profetul ia cuvântul, amintindu-le tuturor că moartea este sinonimă cu adevărată umanitate, spre deosebire de androizi. După înmormântare, el încearcă să se apropie de profet, dar este bătut de oamenii acestuia, care spun că a simțit durerea este adevărată experiență umană. Când Grir îl întreabă despre armă, Profetul râde sarcastic. El pleacă, iar profetul dezvole arma ascunsă sub podearul lătei sale. Între timp, el este preluat de un alt surog al Lionel, care explică faptul că folosește un nou model pentru siguranță. Greer îi spune că profetul a ucis pe ucigașul lui Jared și împărtășește povestea pierderii fiului său într-un accident de mașină, cea mai mare durere pentru un părinte. Lionel sugerează să găsească sursa armei pentru a afla cine îl vrea mort, sublinind că nu pot fi dreți din cauza lipsei lor de resurse. Acasă, Greer o găsește pe Maggie, luptându-se cu o petrecere sălbatică. În particular, cei doi se ceartă pentru că el vrea să o vadă pe adevărată, nu pe surogat. Maggie spune că s-a schimbat și că asta nu se poate întâmpla. După ce el pleacă, surogatul lui Maggie se uită la corpul ei real de pe scaun și Maggie scoate ochelarii plângând. Greer se întoarce la cartierul general și află că Vesey a avut un contract de armament cu armata, dar acesta a fost reziliat din motive confidențiale. În acea seară, un surogat pătrunde în casa lui Peters, verifică filmările de pe scaunul său, află de softul lui Bobby de oprit toți Easy, și îl împușcă pe Peters înainte de a-și conecta sistemul la o nouă persoană. Înapoi la sediu, surogatul lui Peter se stegată de acțiune. A doua zi, Greer se întâlnește cu colonelul și arată o fotografie armei. Colonelul recunoaște că aceasta este arma comandată de armată, dar că toate prototipurile ar fi fost distruse după ce s-a descoperit că au ucis persoanele care controlau surrogatele. Când Greer dezvole că dredurile au arma, colonelul spune că armata o va recupera. În zona dreț, profetul predă arma oamenilor săi, ordonându-le să o dea lui Peters. Grir încearcă să vorbească cu Maggie despre relația lor și despre moartea fiului lor. Maggie devine frustrată și spune că surogatul este evadarea din viața reală. Când Greer insistă, Maggie se deconectează de la surogat și a medicamente. În curând, armata invadează zona Dredd pentru a recupera arma. În timp ce localnicii intră în panică și se ascund, Profetul și oamenii se încearcă să scape, dar sunt încolțiți de soldați. Ambele părți deschid focul, dar soldații copleșesc rapid grupul Profetului. Profetul este împușcat, și când soldații se apropie, sunt șocați să vadă că este un surogat. Se pare că Lionel a controlat pe profet tot timpul. Între timp, Grir se întâlnește cu Peters, care îi că Andrew l-a angajat pe Miles pentru a-l ucide pe Lionel. Agentul îl confruntă pe Andrew la sediu, deducând că Vese i-a dat arma pentru a-l elimina pe Lionel din cauza poziției sale împotriva surrogatelor. Îl înjunge pe surogatul lui Andrew, oprindu-l, apoi descarcă toate informațiile despre conspirație din computerul lui Andrew. În timp ce pleacă, adevăratul Andrew cheamă pe ceilalți agenți să-l aresteze pe Grir pentru agresiune. Grir se întâlnește cu Peters în mașina acestuia, neștiind că altcineva îi verifică surogatul. Îi explică faptul că dosarele lui Andrew arată că Lionel finanțează mișcarea împotriva maternității surogat și deține codurile pentru activarea armei speciale. Peter sună la cartierul general pentru a dezvoli locația lui Greer și un camion lovește bruz mașina lor, scoțându-o de pe șosea. Peter pleacă cu arma și codurile, în timp ce Greer o urmărește, provocând numeroase accidente. Agilitatea surrogatului lui Peter îi permite acestea să scape, în timp ce agentul se izbește de un magazin. Agenții FBI sosesc, Greer se ascunde, fură o mașină și îl sună pe Bobby pentru a opri lui Peters. Este prea târziu. Peters l-a încătușat deja pe Bobby și încearcă să acceseze întreaga rețea de surrogate. Andrew găsește și încearcă să se înțeleagă cu ea, dar descoperă că Lionel o controlează. Andrew, disperat, încearcă să-l convingă pe Lionel că surrogatele sunt bune pentru omenire, dar el insistă că oamenii ar trebui să existe ca niște ființe umane adevărate și lucide pentru cu arma, răzbunând moartea fiului său. Peters începe apoi să încarce un virus în rețeaua de surrogate pentru a cide toți utilizatorii. Agentul pătrunde în casa lui Lionel, împușcă paznicii surogatelor și găsește o cameră ascunsă plină de surogate, inclusiv profetul și ucigașul lui Peters. Lionel, aflat într-un scaun cu rotile, îl amenință cu arma pe grir și susține că salvează omenirea prin eliminarea surogatelor. Pe măsură ce încărcarea virusului este finalizată, Lionel își ia viața cu un compus chimic. Agentul se conectează la surogatul lui Peters și îl sună pe Bobby, care îl ajută să oprească virusul la timp pentru a salva oamenii, chiar dacă surogatele vor fi oricum distruse. El alege să lase virusul să continue, eliberând lumea de surrogate. Un agent FB sosește și împușcă surogatul lui Peters. Android explodează în întreaga lume, umplând străzile și clădirile cu robos fără viață. Agentul iese din casa lui Lionel și vede oameni ieșind, ameți și confuzi. Când se întoarce acasă, o îmbrățișează în sfârșit pe adevărata Maggie. La știri se anunță că surogatele nu mai funcționează, dar nimeni nu a fost rănit, așa că omenirea trebuie să se adapteze acum la viața fără ele. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!